Sagst du? Salutare, dragi prieteni! Sperăm că este cineva cu noi. Noi suntem Democrația Acasă Torino, oamenii din Torino. Vedem dacă este cineva cu noi. Între timp, eu vă prezint toți colegii mei, toți prietenii din Torino care s-au adunat aici. Așa. Doamne ajută! Dragii mei prieteni, moldovenii noștri scumpi, oriunde dumneavoastră nu vă aflați, în toată Italia sau în toată diaspora, astăzi noi am decis să ne unim. Suntem echipa Democrația Acasă Torino. Am decis că este momentul ca să ne facem auziți, ca să demonstrăm că oamenii susțin Partidul Politic Democrația Acasă, susțin liderul Vasile Costiuc. Diaspora are foarte multe doleanțe, vrea ca să schimbe ceva în țară. De fiecare dată noi am fost foarte receptivi la alegerile prezidențiale și de data asta vom fi și noi foarte receptivi și la următoarele alegeri parlamentare. Noi credem că se poate de schimbat ceva în țară. Noi chiar vrem o țară diversă, o țară așa cum ne-au învățat europenii, că putem să trăim bine acasă la noi. Astăzi, împreună cu toți colegii noștri, cu toți prietenii din Torino, cu regret nu reușim să fim foarte mulți, deoarece suntem încă în situația de pandemie și deci sunt anumite restricții. Reșind din acest context, noi am reușit să ne adunăm un grup mai redus de oameni, dar mesajul nostru este ăla că noi suntem mulți, suntem foarte mulți susținători al lui Vasile Costiuc. Partidul Democrația Acasă va revoluționa modul de a face politică în Republica Moldova. Așa cum spune Vasile Costiuc, nu poți cumpăra oamenii buni. Oamenii buni nu se cumpără, oamenii buni au inima mare și vor schimbări în țară. Asta este mesajul care noi vrem să-l trimitem din diaspora, din orașul Torino. Între timp, eu aș vrea ca să intervistez pe cineva din oamenii noștri, deci... Dragii mei, cine din noastră vrea să vorbească? Hai să începem de la Constantin. Acesta este Constantinul, aproape Constantinul. Este un vecin de sat al lui domnul Vasile Costiuc, în Torino, care vrea să ne salute, vrea să salute toți oamenii, toți conaționalii noștri, toți constantenii săi. Ce mesaj ai tu, Andrei? Ce așteptări ai tu de la Partidul Democrația Acasă? Bună ziua, domnul Vasile. Mă numesc Vasile Cuflic, satul Caravetovca, suntem săteni de sat, raionul Basarabeasca. Vă susținem și dorim ca să o viață mai bună, să schimbe ceva în țară, că de-amă ne-am săturat de toate amăgelile astea. Trebuie de dat pe Dodon afară, în primul rând, și pe toți. Pe toți tălharii care e ca ne-au făcut și îmblăm așa pe drumuri. Îmblăm fără documente, fără 2 ani de zile, nu văd copii, nu văd... E greu, trebuie de dat numai decât pe toți jos și o zi bună la toți. Noi susținem Democrația Acasă, sănătate, Dumnezeu să ajute. Și în continuare suntem împreună cu toții. Mulțumesc! Mulțumim, Vasile! Deci, dragii noștri, mesajul lui Vasile este asta, că noi avem nevoie și de anumite legi care să ne protejeze pe oamenii din diaspora. Până acum, guvernanții noștri, practic, nu au făcut mare... schimbări în ceea ce privește politicile migraționale, în ceea ce privește oamenii noștri au foarte multe impedimente atunci când se confruntă cu diverse probleme la nivel de birocrație, deoarece sunt foarte puține instituții în teritoriu care să ne există instituțiile care ne reprezintă, dar sunt foarte puține angajați, iar oamenii noștri fiind dispersați prin teritorii mai mari, nu întotdeauna reușesc să ajungă acolo la consulat ori la ambasadă, deoarece sunt anumite impedimente atât de timp cât și financiare și organizative. Mesajul nostru este
ca în aceste alegeri parlamentare să cerem ca să existe anumite soluții și să fie auzită diaspora, deoarece până acum, într-adevăr, vocea diasporii nu a fost auzită. Acum o întrebăm pe doamna Nadia. Nadia, de câți ani ești în Italia și ce te-a făcut să vii în Italia? Deci, eu mă numesc Nadia Rotaru, sunt în Italia din 2001. Am făcut 19 ani, am venit 19 ani în Italia. Am venit pentru că salariul era mic, ce era, într-o tânără de 18 ani, 300-500 de lei. Asta era, scurbă, mai plătești gază și ce trăiei cu nimic. Ce ai făcut? Te-am promutat bani la procente, am venit. A fost foarte greu. Da, tânără, nu cunoști limba, au trebuit să mă adaptez la tot, ce nu vrei, te adaptezi. Eu în viață am mers înainte, ne-am căsătorit, ne-am făcut familie și tot așa mai departe. Dușim la Moldova când putem. Aveți nostalgie de a vrea întorce acasă, Nadia? Da, eu m-am adaptat aici, trebuie să mă adaptez, că dacă nu te adaptezi, te duci. M-am adaptat, dar cred că sper, măcar la pensii. Dacă guvernanții noștri or să pună niște acorduri bilaterale, niște legi bine puse la punct, unde cetățenii noștri să fie protejați și din punctul ăsta de vedere, deoarece avem foarte multe probleme și la nivel legislativ, avem o generație de doamne care au venit în Italia, deja vorbim despre diaspora Italia, care au ajuns în Italia 20 de ani în urmă, acum sunt aproape la vârsta de pensie și au foarte multe probleme la nivel de burocrație, la nivel de burocrație. Deci este nevoie ca instituțiile noastre să acorde mai mult timp și să dea și organe competente și persoane competente care să soluționeze probleme și de acest gen. Acum ne adresăm la un băiat mai tinerel, Andrei, salut! Salut! Salut, Andrei! Bună ziua la toți moldovenii de acasă și de diaspora. Noi susținem democrația acasă, suntem un grup de oameni care dorim o schimbare la noi în țară. Important să mergem alături de liderul Democrației Acasă, Vasile Costiuc. El a demonstrat în parcursul toate videourile cum suntem furați la noi în țară, suntem furați, umiliți, lăsăm casele noastre, care le-am muncit, care le copiii noștri, să vedem exploatare, să facem un ban, care să întreținem familie, care nu putem face banul acela la noi în țară. Și nu trebuie toți să susținem Democrația Acasă, să fim alături, o echipă puternică. Doamne ajută! Mulțumim, Andrei! Acum avem domnii, vă rog să vă prezentați și să ne spuneți de ce anume l-ați ales pe domnul Costiuc, ce v-a inspirat la domnul Costiuc, modul lui de a fi, care a fost, să spunem, chestia care v-a portat înspre asta ca să veniți, faceți parte din grupul Democrația Acasă, hai să spunem așa. În primul rând, bună ziua la toată lumea, la tot poporul muzovnesc care ne vede în toată lumea. Vreau să salut cu toți și faptul că am venit astăzi aici să fim împreună cu dumneavoastră, să vă susținem cu domnul Vasile Costiuc, pentru că, într-adevăr, am văzut acest băiat luptă cu tot sufletul pentru a ne deschide la toți ochii, să vedem ce se petrece în țara noastră, pentru că niciunul n-a îndrăznit să arate el singur lupte și, într-adevăr, acum are mulți susținători care îl înconjoară și luptă pentru adevărul țării care, într-adevăr, de atâția ani pe noi ne-a închis ochii și n-am știut nimic să petrece. Noi, eu sunt 17 ani în Italia. Eu toate chestiile astea le-am aflat de pe rețelele sociale. Într-adevăr, televiziunile n-au spus nimic lumii. Poporul nu știe nimic. Poporul e zombat de toate minciunile lui Dodon și toți criminalilor care și-au făcut bogății și averii și toate celea pentru dânsii. Pentru că poporul n-a făcut nimic absolut. De asta noi și-am fugit din țară, pentru că nu mai aveam nicio situație de a trăi în țară. Nu aveam nicio sursă de nimic. Pe ce câștigai, dădeai capești pe neam și tot era de plătit, dar nu ți ajungea nici pentru, nu cât pentru noi, dar pentru copii n-a puteai să dai nimic. De asta și văzând cum luptă acest băiat Haiduc, eu numesc tot timpul Haiduc. Sunt pentru dânsul, putem pentru partidul lui Democrație Acasă și ce face el, vreau să spun că ție, de exemplu,
De exemplu, toate partidele, cum face Vasile Costin, trebuie să facă toți. Ca să schimbi situația din țară, nu se mai poate. Toți avem dorul de casă. Eu, sincer, vă spun, cu minimă doare tare sufletul de oameni care suferă acasă, într-adevăr, sunt care stau și mai bine, dar sunt care, într-adevăr, mor de foame, n-au niciun sprijin de nicăierea. Asta e foarte dureros și mă doare suflet pentru asta. De asta am văzut că se face multe lucruri frumoase și de asta și vreau să susțin. Doamne ajută, domnul Vasile Costiuc, și suntem alături de dumneavoastră tot timpul. Vă mulțumim, stimată doamnă. Dumneavoastră ce spuneți? Credeți că de data asta o să reușim? Da, eu sper că de data asta adevărul să aibă victorie și să susținem și noi în grupul în care suntem. Care suntem mult mai mulți, dar sperăm să pășim într-un viitor mai bun, mai cu speranță. Tineretul să mai plece de acasă, cu aplicatare mulți. Și sperăm într-un viitor acasă, alături de părinți și patrie. Vă mulțumim! Acum, domnișoara, ne spuneți. Bună ziua, mă numesc Mustiața Marina, sunt din raionul Cimșulia și aș dori să susțin pe domnul Vasile Costiuc, pentru că cu mare suflet și cu o mare inimă se poate face numai schimbări. Și cine nu are inimă, nu se face nimic. Și aș dori foarte, foarte multe schimbări ca să fie la Moldova, pentru că aș dori să venim toți la Moldova, ca să avem condiții mai bune și să fie mai puțină criminalitate, corupție și tot așa mai departe. Să fie mai puțină deznădejde, nimeni nu are încredere în nimeni, doar în domnul Vasile Costiuc. Aș dori să-i transmit multă sănătate și Dumnezeu să ajute putere și să meargă înainte, pentru că noi la Torino îl ajutăm cu ce putem. Suntem aici. Mergem la vot. Mergem la vot. Nu suntem plătiți de nimeni, suntem cu binevoință. Eu am făcut 60 km numai ca să vin, ca să-l susțin. Deci, dragi prieteni, eu am vrut să remarc faptul că aici, cum spune domnișoara, noi avem băieți care au venit de la 60 de kilometri, domnii respectiv, este cineva care a venit de la 200 de kilometri. Da, sunt băieții, Dan, vin aici în live cu noi. Ai venit de la 200 de kilometri ca să trimiți mesajul oamenilor din Republica Moldova că diaspora vrea schimbări, diaspora vrea acasă și aceste schimbări noi le vedem prin intermediul Partidului Democrația Acasă lui Vasile Costiuc. Dan, te rog, spune ceva, un mesaj oamenilor din țară. Trebuie să iasă la vot. De ce trebuie să iasă la vot? Trebuie să iasă la vot, că poate să mântuim de blat prin țări străine și să ne întoarcem acasă, că avem mâini, avem picioare, putem să muncim și acasă. Și aș dori că să dăm ciuma roșie jos, să o călcăm, să o scuipăm jos, nu mai avem treabă noi de ea. Nu ne dă nimic în viață. Și numai că ne-au alungat prin țări străine și ne-au făcut inimile rău. Și ne mai înjură cum vor ei, nu-i normal. Trebuie de schimbat și cu mătrismul tot dat jos. Tot schimbă. Și am tare mare încredere în Vasile Costiuc, de tot ce face, un haiduc, a neamul. Ok, bine, bravo băieți! Eu vă rog să veniți toți așa împreună ca să ne vadă în direct lumea din Republica Moldova, că noi suntem, cu regret, nu suntem foarte mulți. Pentru că vă spuneam că noi suntem în pandemie, deci noi nu putem să facem adunări mari de oameni, dar oamenii noștri sunt, acuși întorc camera. Oamenii noștri au reacționat la apelul nostru, salutăm pe toți de acasă, mesajele noastre au fost foarte clare, suntem cu voi. Dorim toți o schimbare și toți dorim ca să venim acasă. Democrația acasă este o forță, liderul nostru este puternic, are bărbăție, a demonstrat că prin bărbăție și curaj se poate de făcut ceva și vom demonstra toți împreună la alegerile parlamentare. Vă salutăm cu drag și vă spunem că acesta a fost doar un mic intervent din partea diasporei, dar oamenii noștri sunt peste tot și vom demonstra că apelul nostru este că democrația acasă este o forță. Vă mulțumim tuturor și cu Doamne ajută! Doamne ajută!